Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberculozei, marcată la 24 martie, evidențiază momentul din 1882, când Robert Koch a informat oficial comunitatea științifică internațională că a descoperit bacilul TBC. În prezent, tuberculoza este a doua cauză de mortalitate după HIV-SIDA la nivel mondial. Specialiștii spun că bolnavii de tuberculoză provin din medii sociale defavorizate. În ceea ce privește simptomatologia, ceea ce poate trebuie să îngrijoreze un pacient este, în primul rând, o evoluție a unui sindrom subfebril, deci o temperatură cuprinsă între 37 și 38, de obicei nocturnă, cu o perioadă de evoluție mai mare de 3 săptămâni, însoțită sau nu de transpirații profuze nocturne, însoțită sau nu de scădere a apetitului și o scădere ponderală. Pentru apărarea împotriva tuberculozei există vaccinul, dar se impune și un regim de viață sănătos. Trebuie să se protejeze oarecum față de cei din cu patologie, mai ales respiratorie, patologie tuberculoasă respiratorie, în sensul de, a sta mai la distanță de pacientul respectiv, a folosi tot ce înseamnă vase din care se consumă alimente să fie bine spălate, o igienă în general riguroasă, ceva de genul ăsta. România este țara membră a Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri noi înregistrate de tuberculoză, în 2014 fiind raportați aproape 15.000 de bolnavi cu TBC. Județul Giurgiu se află printre primele 5 județe în ierarhia privind incidența bolii la nivel național. Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberculozei este marcată în acest de adoptarea Strategiei Naționale de Control a Tuberculozei în România 2015-2020, care are ca scop eliminarea acestei boli ca problemă de sănătate publică în țară până în 2050.